numele meu este Ana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Vă salut acum din Shinagawa. Am venit la Maxell Aquapark în Shinagawa pentru prima oară pentru a participa la un eveniment special susținut de firma Naked. Este o firmă care au tot felul de evenimente care se bazează pe proiecții din acestea de lumini foarte interesante și de data aceasta au un proiect cu acvariul acesta din Shinagawa și mi s-a părut interesant să vin să văd cum este și din nou vă arăt cum am petrecut un weekend în Tokyo. Vara aceasta stau mai mult în Tokyo, vara trecută am fost în Kyoto, dar vara aceasta sunt mai mult în Tokyo și sper că vi se par interesant aceste vloguri. Rămâneți aproape dacă vreți să vedeți ce am făcut weekendul acesta în Tokyo. Nu cred că există vreo persoană în lumea aceasta care să nu fie auzit de Pokémon, atât de mare este influența acestui desen animat, acestui anime japonez și are o poveste foarte drăguță deoarece a pornit de la un obicei al copiilor japonezi de vară, mai ales al băieților japonezi. Ei obișnuiesc să prindă insecte cu o plasă și de acolo a pornit și ideea asta cu Pokémon, că prinzi un Pokémon sau cum a prins gândacii sau insectele vara. Există asta pentru copiii japonezi. Acum, copiii din ziua de astăzi nu știu dacă neapărat se mai uită la Pokémon sau dacă mai este atât de cunoscut Pokémon în rândul generațiilor tinere, chiar mă întreb. Thank you.
preferat de purtat pe acasă vara aceasta, tocmai ce l-am primit la evenimentul la care am fost invitată astăzi, și anume inaugurarea unei colaborări dintre un hotel renumit din Tokyo, situat în Roppongi Hills, hotelul se numește Grand Hyatt Tokyo, și Pokémon Sleep, o aplicație care îți monitorizează somnul. Este o aplicație foarte drăguță, n-am știut de ea până astăzi, eu credeam că este o colaborare între acest hotel și Pokémon în sine, dar este între aplicația Pokémon Sleep și e foarte distractiv. Personajul principal care reprezintă această colaborare este Snorlax, acest Pokémon care este cunoscut pentru faptul că doarme foarte mult, și adevărul este că mi-e puțin așa rușine să vă zic, dar în ultima vreme și eu sunt cam ca un fel de Snorlax, nu știu, s-a adunat așa oboseala și diferența de fus orar, că tocmai ce m-am întors de acasă, dar într-unele zile dorm și peste 10 ore, nu prea e bine, mai ales în weekend când am timp și nu am alte planuri pentru ziua respectivă, dorm foarte mult. Și tocmai citeam o carte despre sănătate, despre nutriție, și nu este bine, eu mă gândeam că este nesănătos să dormi puțin, nu face bine să dormi 4-5 ore pe noapte, dar dacă dormi mult e ok, dar de fapt nu este bine nici să dormi mult și cresc riscurile atacului cerebral, așa că trebuie să am grijă să nu mai dorm atât de mult ca un Snorlax. Și da, a fost foarte interesant și distractiv evenimentul de astăzi. Eu, ca și mulți alții din generația mea, am crescut cu Pokémon. La vremea aceea nu știam că este ceva din Japonia. Mi se pare că la televizor era în engleză dublat, așa că mă gândeam că sunt doar niște desene animate. Nu le-am acordat așa mare importanță de unde provin și așa, dar mi-a plăcut foarte mult Pokémon și nu știu dacă mai știți, erau când eram eu mică, acele croasante Chipicao aveau, eu nu colecționam cardurile, în Japonia eram și încă este mare nebunie cu cardurile acelea Pokémon, sunt foarte scumpe acum cele vechi, dacă au o valoare foarte mare, cardurile la noi nu știu dacă erau, dar erau acele apțipilduri și le colecționam, aveam un album și încercam să mai aveam puțin, mai întrebeau 2-3 și țin minte că un verișor care și el colecționa, le avea pe cele pe care îmi lipseau mie și nu voia să mi le dea să termin și eu colecția mea, dar da, eram așa pasionată de Pokémon ca mulți alții din generația mea de altfel, după cum v-am zis, și m-am simțit astăzi așa ca un copilaș Pokémon și Sailor Moon, cu ele am crescut, deci cultura pop japoneză a avut o influență asupra mea încă de când eram mică, fără să-mi dau seama, v-am zis, nu știam la vremea aceea că aceste desene animate sunt din Japonia. Copiii din ziua de astăzi nu știu dacă se mai uită la Pokémon, nu știu dacă mai este la televizor și dacă mai este așa de popular, dar probabil părinților sunt cei care vor rezerva și care au rezervat deja o noapte în această suită specială de la hotelul Grand Hyatt Tokyo. Vara aceasta, în iulie și în august, au această colaborare și puteți sta o noapte în suita specială, suita de 120 de metri pătrați, care este de decorată ca un fel de glamping. Ideea este glamping cu Snorlax și ați văzut, sunt doi Snorlax imensi. Unul era în camera de zi și unul era în dormitor, foarte pufoși, chiar i-am îmbrățișat așa puțin și erau foarte pufoși. O noapte costă 270.000 de yen pentru două persoane, destul de mult, ca să zic așa, dar cei care sunt fani cu adevărat vor plăti această sumă și am auzit că în proporție de 70% deja e rezervată suita aceasta pe perioada campaniei. Și include și mesele, cina care este tot în tematica Pokémon, burger cu Snorlax, salată, o plăcintă și apoi micul dejun, și se pot servi în interiorul suitei, deci în cameră. Și mai se poate rezerva și o cameră standard, există 10 camere care vor fi amenajate în stilul acesta Pokémon. Camera standard are în jur de 40 de metri pătrați și o noapte costă parcă în jur de 70.000 de ieni, o noapte în camera standard. Apartamentul meu din Tokyo, de unde filmez acum, are 18,5 metri pătrați. Nu știam exact, dar am căutat pe site. Eu nu, când am
că sit aici, nu am căutat exact câți metri pătrați are, dar unde locuiam înainte aveam parcă puțin mai mult, 20 de metri pătrați, acum am 18,5 metri pătrați, deci când am fost acolo și am făcut turul suitei, de fapt mereu când stau la câte vreun hotel din acesta mai frumos, mă gândesc, ah, ce-aș vrea să locuiesc aici, pentru că peste tot este mai mare decât apartamentul meu, dar sunt fericită că mă aflu aici într-o locație bună din Tokyo și cam acest apartament care se poată, unde să pot sta și să am această bază pentru a călători în toată Japonia. Creatorul Pokémon se pare că era pasionat de această activitate a prinsului insectelor și Pokémon de fapt a început ca un joc, nu ca un anime, deci poate am zis greșit, mai întâi a fost un joc și apoi a avut mare succes și a fost transformat și în anime. しいです。ニコライバーグかわいい。おあれチェサパクダタビートアレ今度何にしようかな。すごいいっぱいありますね。Am fost la un salon nou de unghii. Îmi plac mult cum au ieșit unghiile mele pentru excursia de săptămâna viitoare. Merg să văd artificii. O zi călduroasă de iulie astăzi în Tokyo și tocmai ce am terminat programarea mea la salonul de unghii, am luat o pauză timp de 2 luni de când am fost acasă și apoi am zis să le las puțin să se odihnească, dar mi-a fost tare dor, așa că astăzi mi-am făcut o programare la ora 10, ora 11 de fapt, și am terminat acum la ora 1 și jumătate, a durat ceva, dar îmi plac mult și vreau să vă spun că au costat 13.500 de yen, destul de mult, pentru că este un model așa scris, desenat manual și probabil de aceea. Fata la care merg eu de obicei era ocupată cu rezervările, pentru, mai ales pentru unghiile de la picioare. Acum fiind sezonul de vară, toată lumea poartă sandale și vrea să aibă unghii frumoase, așa că n-am putut face o rezervare la ea, dar am găsit un alt salon foarte drăguț de aici din Tokyo, care mi-au făcut unghiile și sunt gata de excursia de săptămâna viitoare! S-a făcut cam foame cât am stat la unghii, și anume 2 ore, așa că acum aștept să vină prietena mea să luăm prânzul. Sunt în zona Daikanyama, este o zonă foarte drăguță, așa cum zic japonezii, oșare, și anume foarte chic, sunt foarte multe magazine, cafenele drăguțe și acum aștept să intrăm la un restaurant cu tema Hawaii. Japonezilor le place foarte mult Hawaii și este una din destinațiile lor preferate de vacanță.
acasă. Așa că aștept să vedem ce putem mânca aici. De fapt știu deja că vreau să mănânc ouă Benedict, abia aștept. Și da, este o zi plăcută de sâmbătă. A plouat puțin, de aceea nu mai este chiar așa super cald, dar sunt pregătită. Am și acel ventilator pentru cât, am și umbrelă de soare. Am devenit și eu japoneză, pentru că altfel nu se poate fără parasol. Soarele este foarte puternic și chiar dacă ai pălărie sau așa, este prea cald și nu este bine pentru sănătate. Alt weekend în care vă arăt așa ce face Ana în Tokyo. Vorbeam și cu fata de la unghii, cât am stat la unghii 2 ore și jumătate, dacă n-am povestit în continuu, este un fel de terapie și asta. Și vorbeam despre Hokkaido, despre călătorii și acolo este aerul mult mai ușor respirabil, chiar dacă este cald și acolo nu este atât de umed cum este în Tokyo, pentru că am fost vara trecută în iulie în Hokkaido și da, spunea și ea că și-ar dori să meargă vara acolo și am zis că săptămâna viitoare merg să văd artificii și de aceea mi-am făcut și unghiile cu tema artificiilor, abia aștept. Este unul dintre cele mai mari festivaluri din Japonia. De fapt, zona aceasta de nord au loc festivaluri de artificii foarte importante și eu o să merg la unul dintre ele. Magazin ca un muzeu în zona aceasta Daikanyama. Am fost la prânz, după care am stat de vorbă mult timp cu o prietenă din România care s-a stabilit aici în Japonia acum 1 an și jumătate. Dacă este de acord, poate o să vă prezint într-un vlog viitor. Astăzi am petrecut timp așa amândouă fără să filmăm prea mult, am filmat doar peisajele, am vizitat și o casă tradițională foarte interesantă, ne-am simțit ca în Kyoto, deși eram în mijlocul orașului Tokyo. Și acum chiar a venit vara în toată puterea ei, vara adevărată japoneză, este foarte cald, au început să cânte greierii, sunetul specific verii din Japonia. Nu știu dacă se aude așa bine acum, dar o să filmez puțin fără microfon. Și
și umiditatea de 71%, are umiditatea și unele avantaje. Am auzit că face bine la ten, la păr, deci secretul pielii frumoase a japonezelor este și umiditatea și faptul că nu se expun razelor solare mereu au, cred că ați mai observat în filmările mele sau dacă n-ați văzut deja, bine, și eu am adoptat acest obicei al parasolului, umbrelei de soare, mai ales în timpul zilei. Acum este ok, de aceea încerc să-mi fac cei 10.000 de pași mai spre seară, că este și mai ușor de mers atât de mult, dar și nu e nevoie să stai mereu cu umbrela, că nu mai e soare acum, logic, dar da, este are și avantaje, dar și dezavantaje foarte multe, transpir foarte mult. Și un alt dezavantaj, mucegaiul, mi-am luat niște pâinici într-o zi și le-am lăsat acolo 2-3 zile și apoi când am vrut să le mănânc erau toate mucegăite, a trebuit să le arunc și asta e un lucru care nu-mi place deloc, să arunc mâncarea, deci mi-a părut foarte rău de ele, dar asta este. Așa că trebuie avut grijă la mucegai în timpul verii și da, sunt fericită că pot să merg astfel prin natură și să-mi completez cei 10.000 de pași. Un weekend mai liniștit, nu am nici o petrecere, sâmbătă, astăzi este sâmbătă, 20 iulie 2024, nu am nici o petrecere astăzi, dar mă pregătesc pentru excursia de weekendul viitor, abia aștept și abia aștept artificiile. Prietena mea urma să meargă și astăzi la un festival cu artificii din Tokyo, dar eu am zis că nu merg, că mă întorc acasă să mă odihnesc, să mai editez pentru YouTube, pentru Instagram și aștept spectacolul de săptămâna viitoare, care sunt sigură că va fi impresionant. Sper numai să fie vremea bună. În prefectura Niigata o să merg, una dintre prefecturile renumite pentru festivalurile cu artificii, unde au loc cele mai mari festivaluri cu artificii din Japonia, deci abia aștept. Așa că rămâneți aproape dacă vreți să vedeți și următoarea mea aventură în prefectura Niigata. Vă mulțumesc ca întotdeauna pentru că mă susțineți, pentru fiecare comentariu, like, să știți că le citesc pe toate și vă mulțumesc pentru toate sugestiile voastre, pentru că mi-ați spus ce ați mai vrea să vedeți din Japonia. O să încerc pe cât posibil să vă arăt și ce mi-ați spus și să vă arăt și lucrurile pe care le fac eu, pe unde merg, excursii și așa mai departe, dar și să vorbesc despre temele despre care mi-ați mai scris voi. Așa că vă invit să mă urmăriți și în următoarea aventură. V-am spus că următorul vlog va fi din excursia mea la munte în Japonia, în prefectura Niigata. Așa că să ne revedem cu bine! La revedere! Pa, pa!